v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate și Frumusețe. De această dată o am invitat pe Liliana Bădău, designer vestimentar. Bine ai venit, Lili! Bine te-am găsit! De curând ți-ai lansat noua ta colecție, Summer Dream. Vom putea urmări puțin mai târziu și imagini din seara lansării. Aș vrea să-mi spui puțin despre această colecție, de unde ți-a venit ideea realizării acestei colecții pline de culoare și mai multe detalii interesante. Bineînțeles, după cum spuneai și tu, colecția se numește Summer Dream. Vroiam ca următoarea mea colecție să apară vara, să ies cu ea pe piață vara, având în vedere că prima a fost lansată iarna, mă gândeam că cel mai bun moment pentru o lansare ar fi vara. Colecția cuprinde 10 piese, atât rochițe cât și salopete, pantalonași. În crearea acestor ținute am folosit materiale cât mai colorate. Sunt culorile ce se poartă vara asta, culorile ce se regăsesc în trendul estival, cum ar fi portocaliu, roz, verde. Tu știi mai bine. Da, bineînțeles, culorile tari se poartă vara aceasta, culorile neon. Da, se poartă vara aceasta. Și vreau să fac și o combinație între ele. Cred că am reușit aceasta. Ai folosit niște detalii foarte drăguțe și mă refer aici la florile aplicate pe rochițe. Toate rochițele, salopetele, de fapt toate piesele vestimentare din Summer Dream aveau câteva floricele aplicate. Care e povestea florilor croșetate, dacă nu mă înșel, nu? Bineînțeles, sunt realizate manual de buna mea prietenă Anca Maria Crâznic. Ea se ocupă de acest lucru și bineînțeles când am văzut floricelele create de ea, am fost foarte încântată și mă gândeam, ok, trebuie să facem o colecție, arată foarte bine, pe niște materiale foarte colorate, floricelele fiind la fel de colorate, cred că e o combinație reușită. După cum se poate observa în spatele nostru, Adela chiar pozează în acest moment purtând o ținută creată de Liliana Bădău. Este rochița, dacă vrea Adela să faci o piruetă, să te vadă cei de acasă. Da, se pot observa și motivele florale de pe corsetul Adelei, nu în momentul ăsta, puțin mai devreme. Da, și apropo de această ședință foto, să le spunem celor de acasă despre ce este vorba. Noi, de fapt, asistăm la o ședință foto realizată pentru ediția a treia a concursului de frumusețe la Mush Famous Ladies, ediție în care Liliana Bădău este designerul acestui concurs. Spune puțin cum ți s-a părut această provocare. Foarte tare, să știi, chiar am fost foarte încântată în momentul în care mi-ai propus. Încă nu era lansată colecția mea în momentul în care mi-ai propus, dar m-am gândit că cu siguranță o să prindă foarte bine în acest concurs. Păi, după impactul care l-a avut colecția sâmbătă seara, eu sunt convinsă că și fotografiile în care apar fetele îmbrăcate cu rochițele de la tine vor avea un impact foarte mare asupra doamnelor, domnișoarelor, pentru că sunt rochițe, cum zicea și Lili, culori tari care se poartă vara asta. Revenind puțin la colecție, ai trecut de la rochile roșii, o colecție mai serioasă, să zic așa, rochii clar, mult mai elegante, care puteau fi purtate seara. Mai mult seara, da, erau rochii, cum spuneai tu, elegante. Passion, da, colecția numindu-se Passion. Am vrut să încerc totuși altceva, să nu mă cramponez doar la un anumit stil, să fie doar rochii de seară sau ceva de genul acesta. Am vrut să încerc și altceva nou, în lumea să înțeleagă că pot să fac și altceva, nu doar rochițe de seară sau doar rochițe elegante, să zic. Cred că rochițele acestea se pot purta ziua, în club, la mare, oriunde vara aceasta. Accessorii Anca Maria. Here's my love,
trebuie să înțeleagă că tu poți să creezi absolut orice ți se cere, dar creațiile tale sunt strict viziunea ta, tu vii cu ele în față pentru a le prezenta publicului larg, nu? Cum ți s-a părut lansarea celei de-a doua colecții, spre deosebire de prima? Ai colaborat cam cu aceleași persoane și în ceea ce înseamnă locația în care ți-ai lansat cele două creații, dar cum ți s-a părut această lansare, cea care a avut loc weekendul trecut? Mi s-a părut foarte drăguță. Am avut, cred că, mai mari emoții decât la prima. La prima nu știam ce mă așteaptă, a fost așa luată de val. Acum cam știam ce urmează, ce se întâmplă și pot să zic că am avut mai multe emoții, dar având alături persoane dragi care m-au susținut, așa cum ai fost și tu, și cei de la clubul La Mulș Society Club, ei m-au ajutat foarte mult, le mulțumesc pe această cale. Cred că a ieșit totuși totul perfect. Din punctul meu de vedere, bineînțeles, tot timpul cred că se mai poate adăuga ceva, se mai poate veni cu ceva nou. Pentru această lansare eu am fost mulțumită. Ai primit sugestii de la prietene, de la mama ta, care știu că te ajută foarte mult în ceea ce privește colecția? Ți-au dat idei? Pot să zic că au venit și cei din exterior cu câteva idei, fetele în special. Când le chemam la probă, mai ziceau și ele: hai, n-ai vrea puțin mai scurt sau puțin mai lung în partea asta sau ceva de genul. Și bineînțeles sunt deschisă la orice sugestie, accept orice sugestie. Cred că e ok să primesc și sfatul din exterior. Cu toate, poate uneori sunt bune, alteori nu atât de bune, dar e ok să le analizez. Ai auzit anumite comentarii referitoare la Summer's Dream? Atât răutăcioase, cât și unele pozitive. Că lumea știe cum e, că vorbește și critică, poate mai mult din invidie, răutate. Bineînțeles, eu cred că comentarii există oricând, oamenii sunt liberi să-și exprime părerea. Acum ține de mine dacă le iau în considerare sau nu. De obicei le iau doar pe cele bune. Cele rele nu le pun la suflet și nu prea mă interesează foarte mult. Cred că, cum îți spuneam, fiecare e liber să spună ce vrea. Acum comentarii au existat, dar e ok. Eu vreau să-ți felicit inițiativa de a apărea cu aceste colecții așa, la 6 luni sau poate chiar mai mult. Pentru că eu mă gândesc că ai plictisi publicul arădean, cel puțin, dacă ai apărea tot la 2 luni cu o nouă colecție. Nu știu, reacția ar fi ceva de genul: iarăși Liliana Bădău, ne-am săturat de ea, știi? Așa că e o idee foarte bună să scoți 2, poate 3 colecții pe an. Nu cred că e suficient. Mai ales că pentru o colecție îți trebuie ceva timp. Tu cât ai lucrat la Summer Dream? Păi pot să zic că am început să mă gândesc imediat după prima lansare, dar depus în aplicare, cred că în urmă cu o lună și ceva, am început să-mi caut materialele, să-mi caut fetele, apoi să-mi schițez modelele și cred că aproximativ 2-3 săptămâni am realizat și cele 10 piese vestimentare. Ordinea în ceea ce ai spus a fost cam asta: să-mi caut fetele, să-mi schițez modelele. Asta înseamnă că tu ai realizat fiecare rochiță în funcție de modelul care o poartă, nu? Cum de ai ales maniera asta? Pentru că, vezi, marii designer nu țin cont de modele. Pur și simplu au o schiță în cap și pe foaie și aceea o aplică, iar modelele apar după aceea în peisaj. Bine, eu sunt de idee că o rochie arată drăguț, dar arată drăguț în funcție de persoana care o poartă. Fiecare persoană știe să pună în evidență o anumită ținută. Având în vedere că mi-am ales fetele prima dată, bineînțeles că fiecare are punctul ei forte, fiecare are acel ceva care vrea să o scoată în evidență. Și în funcție de asta m-am gândit să creez și ținutele, pentru că, primul impact
a fost sâmbătă seara. Rochia atunci trebuia să stea bine pe persoana care o prezenta. Deci degeaba arăta rochia superb și schița era perfectă dacă nu se potrivea pe persoana care o prezenta. Da, mi se pare foarte corect ceea ce ai spus. Ai ținut cont de aturile fiecărei fete, de atitudinea fiecăreia, nu? Poate eu n-aș fi putut să port rochia Roxanei, de exemplu, pentru că, în primul rând, mi-ar fi fost foarte scurtă și nu m-ar fi avantajat. În schimb, rochia ce ai făcut-o după mine... mi-a plăcut enorm, enorm. Am purtat-o și la matinal, așa că firește că mi-a plăcut foarte mult și m-am simțit foarte bine în pielea mea purtând acea rochiță. Este vorba despre rochița albă cu flori. O să o vedeți. Pot să-i spun piesa de rezistență a colecției și pot să mă simt flatată că am purtat-o. Da, poți să-i spui piesa de rezistență, având în vedere că ai fost mireasa colecției. Cred că ai fost cea mai importantă persoană și ținută a fost cea mai importantă, dat fiind faptul că și cred, pot să spun că tu ai ieșit cred că cel mai mult în evidență și probabil se vede și în poze că na, albul a avut impactul lui. Da, datorită faptului că era albă și cu atât de multe floricele, da, am fost o mireasă nonconformistă, cu o rochiță foarte strâmtă până la genunchi și am purtat și niște sandale care nu știu câte mirese le-ar purta, e vorba de sandalele acestea, create de Mircea Florea special pentru... Nu se văd? Păi fă să se vadă! Sandalele acestea, create de Mircea Florea, cum vă ziceam, special pentru colecția Lilianei, Summer Dream, sau dacă vreți să vă traducem, un vis de vară, pentru că este visul tău de vară care s-a îndeplinit, nu? Extraordinary.
avut loc lansarea colecției Summer Dream, creată de Liliana Bădău. Cu siguranță deja o știți pe Lili, pentru că cel puțin la matinal ne-a vizitat. Felicitări în primul și în primul rând. Aș vrea să-mi spui câteva lucruri despre această colecție super înflorată și colorată, după cum puteți vedea. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru prezentarea făcută. Colecția se numește Summer Dream, este o colecție colorată și veselă. Pentru fete, tinere, femei, doamne, cred că ar putea să poarte și o doamnă o rochiță ca a ta, de exemplu. Da, asta e piesa care a apărut ultima. Ar fi un fel de roche de mireasă, nu? Da, bineînțeles. Mireasă non-conformistă, să zicem așa. Mireasa colecției. Aș vrea să-mi spui de unde te-ai inspirat pentru crearea acestor rochițe. Sunt 10 piese, nu? Da, sunt 10 piese. Inspirația a venit din momentul în care m-am hotărât să fac o colecție de vară. De aici am pornit ca viitoarea mea colecție să fie colorată. Mai departe am văzut niște floricele făcute de o bună prietenă de-a mea, Anca Crâsnic. Văzând floricele, am zis ok, trebuie să facem o colecție. Combinând materialele, floricelele, imediat am gândit la colecția binecunoscutului designer de încălțăminte Mircea Florea. De aici a pornit și colaborarea, bineînțeles locația am păstrat-o deoarece este o colaborare de succes la Mulch Society Club și cred că pe viitor vor urma și alte colecții. Și au mai fost și alți colaboratori pe lângă în ceea ce privește make-up-ul și hairstyling-ul. Despre cine este vorba? Da, bineînțeles, de coafura fetelor s-a ocupat în mod special Gabriela Matei, iar de make-up-ul fetelor, care este extraordinar, s-a ocupat Gabriela Buzgău. Te gândești deja la o viitoare colecție? Ai o viziune asupra ceea ce va urma? O viziune cred că există, dar încă nu am pus nimic în aplicare. Cred că ai auzit și tu că sunt domni doritori să creezi ceva și pentru ei. Te-ai gândit la lucrul acesta? Da, m-am gândit foarte mult, deoarece există foarte mulți domni doritori. Cred că și la tine în familie, cât și iubitul tău, nu? Mi s-a propus de foarte multe persoane domni și cred că le voi îndeplini dorința aceasta. Te-a inspirat și el într-o oarecare măsură, nu? Pentru că la un moment dat a lansat și Mircea o colecție de pantofi foarte, foarte colorați cu aplicații de floricele. Da, da, chiar îi spuneam și lui că uite, chiar m-am inspirat din colecția ta și chiar a fost foarte încântat. Da, el a fost încântat de idee, am discutat și eu cu Mircea și foarte plăcut surprins că ai vrut să-ți fie alături, să-ți fie colaborator de această dată. Lili, ca orice designer, firește că ai foarte multe idei în minte și dacă s-ar putea să le aplici pe toate, le-ai aplicat, dar nu știu dacă ai mai avea timp pentru tine, nu? Însă, te-ai gândit deja la o viitoare colecție? Pentru că e normal să zici, da, am făcut Summer Dream, iar pasul următor vreau să ies în evidență prin altceva, altfel. Te-ai gândit deja, ai așa o viziune? Da, am o viziune, pot să zic că viziunea aceasta o am încă de la prima colecție, dar e cam greu de pus în aplicare, așa că aștept să vină momentul potrivit, nu vreau să mă grăbesc, cum spuneai și tu, că na, e ok să lăsăm oarecare distanță între lansări și o am acolo un plan pusă undeva deoparte, la care mai adaug cât de des, în fiecare zi, în fiecare săptămână câte un amănunt. Sper să o pot pune în aplicare destul de repede. Cred că publicul va rămâne puțin uimit. Nu e nimic extravagant, să nu se gândească lumea la lucrul acesta. Te referi la publicul masculin sau feminin? Pentru că dacă te referi la bărbați, eu mă gândesc la o colecție ori de lenjerie intimă, ori de costume de baie, că ei atunci sunt dați pe spate, nu? Da. Am nimerit ceva? Oarecum. Să lăsăm totuși să fie o surpriză. Cred că va fi implicată și partea masculină. Oh, și te-ai gândit și la o colecție pentru bărbați? Uite, sunt doritori. Seba, ce vrei să-ți creeze Lili?
Un sacou, da, cred că vouă este foarte greu să vă găsiți un sacou casual, așa, super trendy, nu? Cât de greu este să creezi pentru bărbați sau ai făcut lucrul ăsta până acum? Nu am făcut lucrul acesta până acum, din punctul ăsta de vedere spuneam că e puțin mai greu și vreau să fiu totuși foarte bine pregătită pentru a crea aceste ținute. Nu cred că e nimic, adică nu cred că e atât de mult de diferit față de partea feminină, să zic. Ok, sunt câteva detalii de, nu știu, amănunturi, de exemplu, cum se închid, cum se încheie, da, croiul, întăriturile care se pun înăuntru, e puțin diferit față de exemplu, sacourile feminine. Dar acum și materialele, de exemplu, nu poți să folosești aceleași materiale pe care le folosești într-un sacou pentru femei și într-un sacou pentru bărbat. Acum că sunt cazuri în care se întâmplă, e ok, na, lumea asta fashion-ul e poate și puțin ciudată. Dar totuși nu cred că ar fi foarte greu de lucrat cu partea masculină, cred eu. Nu știu dacă sunt chiar atât de pretențioși precum femeile, dar totuși cred că trebuie bine puse la punct. Da. Așa că așteptăm în viitorul apropiat și o colecție pentru domnii care tot cer asta și nimeni nu se ocupă de ei săraci. Cel puțin în Arad nu știu să existe un designer care își dedică întreaga muncă domnilor. Aș vrea să te întreb dacă te-ai gândit în momentul în care ai început tu să coși pentru tine, că eu îți știu povestea, ai început să-ți faci o vestuță, o fustiță, practic așa te-am și cunoscut, te-am găsit pe Facebook și te-am contactat că mi-ar trebui și mie ceva. Tu ai fost foarte deschisă și... Uimită chiar. De ce uimită? Uimită pentru că, te cunoșteam așa în partea asta mondenă a Radului și am fost foarte încântată în momentul în care ai dorit să vii la mine să îți creezi o anumită ținută. Chiar a fost foarte încântată și îmi spuneai tu și deschisă. Chiar imediat pot să spun că nu am stat, cred că nici o secundă pe gânduri. Chiar a fost foarte încântată și da, așa am început cu mici piese vestimentare, cum spuneai tu, atât fustițe, vestuțe, bluzițe. Și astea le cream pentru mine la început. Apoi au intervenit prietenele care tot m-au bătut la cap. Haide, fă-ne și nouă, fă-ne și nouă, fă-ne și nouă. Bineînțeles că am avut puține emoții la început. Na, mă gândeam dacă le stric fetelor materialele, ce fac. Dar a ieșit bine, fetele m-au pus pe Facebook și așa am început. Te-ai gândit în acel moment că o să ajungi să ai colecțiile tale, să fii catalogată ca un tânăr designer care promite multe, lumea să te cunoască? Nu m-am gândit, pot să spun sincer că nu m-am gândit. În momentul acela vroiam doar ca toate rochițele care le fac să iasă perfect, să fie toate fetele mulțumite. Nu mă gândeam că, nu știu, o să-mi lansez eu vreo colecție. Bineînțeles că exista visul ăsta undeva, dar mi se părea destul de greu de pus în aplicare. Destul de greu. Și uite că n-a fost chiar așa de greu, a fost poate mai simplu, de fapt mult mai simplu decât ți-ai fi imaginat. Uite, cu siguranță cunoști că de la o vreme încoace se organizează un festival pentru tinerii designeri. Te gândești să participi în ediția din 2012 în toamnă, se ține? Da, mă gândesc la lucrul acesta și la ediția trecută am vrut foarte mult să particip. Din păcate nu am reușit să-mi finalizez prima colecție și nu m-am grăbit să fac lucrul acesta, am lăsat să fac lucrurile bine. Consider că am timp de acum încolo și m-am gândit, ok, pot și la anul și cred că anul acesta voi încerca. Mult succes, Lili! Îți urez să ai cât mai multă inspirație, să ai cliente care să te inspire și să auzim de tine și peste ani și ani și să ne mândrim că ești arădeanca noastră, creezi lucruri minunate și eu cu siguranță o să mă mândresc că port ținutele tale. Mulțumesc tare mult! Sper să fie așa cum spui tu!
Doamnelor, domnișoarelor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare la sănătate și frumusețe. Nu uitați, fiți mereu frumoase și cu zâmbetul pe buze. La revedere!